Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod. Uite, cineva filmează acolo. Cred că mă filmează pe mine. Sper, din tot sufletul. Suntem în cel mai drăguț oraș din România, se anume Iași. Iată! Și suntem la Iași. Mă așteptam să fie ceva nasol de tot la Iași, pentru că, conform statisticilor, după București, Iașiul este orașul cu cele mai multe accidente. Dar, contrar așteptărilor și contrar multora dintre voi care mi-a scris, nu te duce la Iași, ai grijă. Ei bine, la mine este, cred că, a 6-a sau a 7-a vizită în orașul acesta și îmi place, de fiecare dată când am venit aici, mi-a plăcut, îmi place mult Iașiul și se conduce foarte liniștit și foarte relaxat. Sau poate doar mi se pare mie, care, locuind în București, acolo chiar e ceva teribil. Transportul în comun arată decent și curat, sau poate doar mi se pare mie. Nu știu, cei care stați în Iași, cum vi se pare aici? Mie, unul, îmi place mult de tot. Sau poate că sunt eu ciudat că sunt fan Iași Vaslui. Încotro ne îndreptăm, pentru că asta va fi o drumeție destul de interesantă, o aventură, o drumeție, cum vreți voi să-i spuneți. Mulțumesc mult! De fapt, acest loc este cel mai puțin vizitat loc din Europa și, printre altele, această țară este cea mai săracă țară din Europa. Și mergem către țara mea preferată de anul acesta. Anul acesta am fost în Armenia, în Turcia, în Georgia, am fost în nenumărate țări, dar printre, sau dacă nu cea mai drăguță țară pe care am văzut-o anul ăsta, este Moldova. Mergem către Sculeni, apropo. Mai avem 12 km. Și primul dintre motivele pentru care îmi place mult Moldova este că am văzut un film foarte interesant, se numește Afacerea Est. L-am văzut de foarte multe ori, pentru că de fiecare dată când văd mi se pare super amuzant. Protagoniștii urmau să ajungă către Bălți. Ce facem mâine? Păi ce facem? Mâine la Bălți. Bălți. Dăm cu sola de păreți. Și pornim așa, ca motani în călduri. Nu o să vă dau spoilere, o să vă las să vedeți filmul. Așa cum a zis, se numește Afacerea Est. Cred că îl găsiți și pe Netflix. Sper. Este și pe YouTube, e gratis, e de toate, ce să mai. Georgiana încă nu simte asta, încă nu știe asta, pentru că, așa cum a zis, ea n-a fost în Moldova. Dar ea încă nu este pregătită pentru ce urmează. Și cred că primul lucru pe care o să-l observe este faptul că drumurile sunt excelente în Moldova. Sunt drum, pauză, lipsă, gaură. Asta este Sculeniul. Nu știu ce îi spune așa, ori sunt multe scule, ori ei se scoală des. Nu știu care din astea două. Abia aștept să ajung în Moldova. Deci sunt extrem de entuziasmat. De atâta mă mândresc și vă spun, de cât englez ornanț, francez american, mai ghini, ca mini moldovan. Și trecem în curând în Moldova. Haide, domne, haide. E ciudat. Microbuzul din fața noastră ar trebui să aibă numărul galben. În Moldova ești obligat, odată ce transporti persoane, să ai numărul galben. Oare de ce nu are numărul galben? Se pare super ciudat că te controlează la vamă și toate chestiile astea. Printre altele, eu cu bicicleta, când am trecut pur și simplu, nu m-a controlat nimeni. Puteam să aduc droguri, hașișuri, cocacine. Bună ziua! Sunteți? Bine, cum să nu? Sunt de la fel de frumoși ca în poze, să știți. Cred, dar trebuie să mă convins. E la fel de frumoasă ca în poze? Geam, nu-mi permit să... Mariu, da? Da. Mergem în Moldova. Pe planeta Moldova, de fapt. Am trecut în cele din urmă granița, nu fraudulos. Te-a speriat granița asta? Eu cred că tu nu ai fost... Dacă te luam în Armenia, să te ții acolo... Chestie nașpa. Aici este frecție la picior de lemn. La intrarea în Moldova e chiar frumos. Moldova nu este în Uniunea Europeană. Asta e și motivul în care e atât de dificilă intrarea. Nu pot să cred, sunt super bucuros că am ajuns aici. Avem 62 de km până la Bălți. Primul loc pe care vreau să-l vizităm în Moldova.
Ia uite ce culoare interesantă are mașina asta. Da. Încă de la graniță avem ce vedea în Moldova. De atâta mă mândresc, de atâta mă mândresc, de atâta mă mândresc și vă spun. Cert este că cei 60 km Google ne spune că îi facem într-o oră. Pentru că vă întrebați de ce oare, dar care e problema? Păi limita de viteză în Moldova, de fapt cea mai mare viteză cu care poți să mergi este de 90 de km pe oră. Autobuzul ăsta e de undeva din anii 60. 50. Da, deci cel mai rapid pe drumurile din Moldova poate să fii cu 90 km pe oră. Altfel, în general, limita este de 70 km pe oră. Steața. Ei bine, în Moldova tu intri în călugăr. În România călugărul intră în tine. Badavum. Am ieșit din călugăr. Deci au niște nume moldovenii mei la localitățile astea sau comune sau sate ce sunt. Iată drumul de care vorbeam. Aici au asfaltat. Asfaltat pe nașpa, cum s-ar spune. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Grab, au! Hai de capul meu cum e drumul ăsta. Hai să întrebăm și noi unde este centrul orașului. Hei, salut! Centrul orașului? Salut! Eram curios dacă găsim ceva interesant să cumpărăm, dar din păcate sunt numai niște hăinuțe de babușcă. Așa că nu prea am ce să vă arăt. Cum acolo la România? E tot normal? E tot normal, da. Tot normal. Aia ne pucai voi. Așa că ne voi. Da, poți fotografii. Cine? Dă bătaie încă o dată. Cine? Cine nu știe iubitul? Poate se rute pământul. Unde? Da. Ia ca face poză, Oleg. Care e cea mai tare țară din Europa? Cea mai tare din Europa? Da. Așa mă gândesc că Germania, îmi pare. Nu este Moldova, măi, Oleg, mă. A fost interesant în Bălți. Nu prea am văzut Bălți, dar am întâlnit o grămadă de caractere interesante. Iar de aici mergem spre Chișinău. Să vedem dacă ajungem. Avem 135 de kilometri, dar ceva îmi spune că o să ajungem pe noapte. Deși nu suport să merg noaptea. Dar nu e niciun marcaj pe jos, nimic. Nici o linie, nimic. Este interesant de tot. Iar mașinile sunt foarte vechi. Foarte puține mașini care sunt mai noi. Dar trebuie să plătesc cu cardul. Aha, cu cardul, cadem acolo. La fata dumneavoastră îi pleacă picioarele din țâțe. Îi cresc. Îi cresc picioarele din chișoarele din țâțe. Și soția nu a înțeles ce a zis. Ce înseamnă? Care? Și o cheamă Valeria. Da? Înseamnă că are picioare lungi. Da, e zdravă. Și o leacă e mai înaltă decât mine. De frumos e aici. Apusul ăsta este spectaculos. Cum îți place Moldova? Foarte frumos. Nu. Am văzut niște peisaje. Păi, peisajele, oamenii, este genială țara asta, este absolut incredibilă. În toată Europa pe unde ne-am plimbat, nu am întâlnit niciodată oameni atât de prietenoși. Uneori vin așa la tine și vorbesc cu tine ca și cum mai fi, te cunosc întotdeauna și eu sunt... Mi-a câteva secunde să realizez care e treaba. Da. Georgiana e fotograful de serviciu. Și așa arată peisajul.
Uite acolo motocicleta cum trebuie. Și uite, benzină aici de rezervă, într-o sticlă. Casca asta este... Cred că nu te protejează nici dacă îi dai un bubârnac. Și pompă. Asta era un băț de chibrit în ea. Băi, de-o spunță nici cu dânsă, tu ai înțele... De 50 de lei? 150. 150? De lei, benzină. Da. E mult asta? Aici el cheltuie câți kilometri? Faci 300. 300. Pe bune? 300 de kilometri la 6 litri. 2 litri la 100. Și camera asta de ce o aveți cu dumneavoastră dacă e spartă deja? Ea fie ieșenice în treabă. O petegiți acasă. Ce îți vii, mâine îți dau rest. Nu, am o dăi. Nu te pâni. Tu e pitături. Vă duc să aduc. Asta e cumnat cu mine. Da? Da. E pipirișoară. Ah, ok, deci se zrude. Da. Și de atâta grăim așa. A, de asta nu știam de ce cum îi păstrați restul și asta. Am întrebat cât a costat motocicleta și a zis 400 de euro. Da, ta 4.000. Nu, e 6, nici în sute. Dar păi tu îți iei o braț de astea. Da, e rândă la nimic. Nu sunt și mai buni. Dar asta știi pentru ce o luat, că sunt și înregistrată. Da, cumnatul lui, apoi e, la Chișinău, e a treilea polițist pe rutiere. A, ok, și îl știe. Și o-ți puneți mai gine număr și n-ați te rășeță gine. A, nu avea, nu, și ăsta numărul ăsta n-are nicio treabă. Nu, n-are nimic, dar el poate bă toți clasa și fără număr, poate să fie. Dar el e-s așa, rost. Ia uzi, bestia. Ia uzi, am ușit într-o roată. Într-o roată. Cum îl cheamă pe el? Spiridon. Spiridon? Spiridon, da. Mi-a făcut plăcere să vă cunosc. Mergem la Chișinău. Mergem. Dar cum îți zici? Marius. 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 Mi-a făcut plăcere. Sunteți... Ce să mai? Soția. Soția este Georgiana. Georgiana? Da. A mea e Zina. Zina? E nume frumos ăsta. Zina Florilor. Ea este soția. Eu soție, dacă eu nu țin cine soție. Ajuns în Chișinău, capitala Moldovei. Un oraș frumos, drăguț, dar cam poluat. Mergem către hotel și apoi ieșim la plimbare de seară, iar mâine ne așteaptă întâlnirea cu un om foarte special. La piață, nu știu cum se numește piața asta, piața Meridian, acolo este Naf-Naf. Data trecută m-am văzut cu un taximetrist și cu același taximetrist, pe nume Petru, ne-am văzut și acum. O să-l cunoaște și voi imediat, ne-am plimbat cu el cu mașina puțin și am venit la piață să vedem ce putem să cumpărăm din Chișinău, să nu ne întoarcem cu mâna goală și, bineînțeles, să contribuim cumva la economia, chiar dacă gri, a Moldovei. Este o adevărată mină de aur acest loc. Sincer, din toate punctele de vedere, în primul rând pentru că poți să vezi foarte, foarte multe produse contrafăcute, asta o dată, și doi, este o mulțime de lucruri pe care poți să le descoperi, lucruri pe care nu le-ai găsit niciodată în România. Bună ziua! Vreau și eu, vă rog, un pahar mic de vas. Mulțumesc mult! Pentru cei care nu știu ce este vas, este o băutură ciudată, dar în același timp foarte tare. Este o combinație între cola cu rom și un pic de bere amestecat cu rachiu. E parcă bei ceva după beție. Ia, gustă. Doamne, nu da. O gură măcar. Nu-ți place? Nu. Și n-are alcool? Mai contează în Moldova alcool? Sincer, acum. Hai să vedem ce am luat din piață. Am luat o lanternă.
Asta e pentru Victor. O a doua lanternuță mică, care a fost 150 de lei, care e super mega tare, e cu acumulator și luminează și aici. Și e cu încărcare USB, ceea ce e perfect, că nu mai trebuie să mai pui baterii. Și toate astea au făcut 400 de lei. Adică 100 de lei românești. Ceea ce cred eu că pentru 3 lanterne nu este rău deloc. Sincer, 30 de lei pe lanternă. Sigur mi-a luat apă. Cineva de acolo de comentarii să zică, ți-ai luat apă, fraiere. Bună ziua, domnul Petru, din nou. Ne mai povestiți cum era România anilor 80, în care ați fost dumneavoastră. Mergeați cu autobuzul, a spus. A fost cu autobuzul, cu turiste. Ce autobuz era, mai țineți minte? Icarus. Deci dumnealui era șofer de autobuz, de autocar, în anii 80, în România. Mă rog, pleca din Moldova cu turiști din toată Uniunea Sovietică, spre Ungaria, spre, da? Spre Europa. Ungaria, România. Și stătea câte 33 de zile pleca și l-am întrebat cum se descurca cu soția. Și zicea că ori te lepezi de asta, ori te lepezi de mine. 4 ani am lucrat. Și zicea că, ce a zis, că primea scrisori acasă de la... Am primit vreo trei scrisori. Vă mulțumim mult pentru plimbare. Ați fost a întâia, domnul Petru. Am păstrat, cum îi spune, cartea de vizită. Da, multă sănătate. Și mă bucur că v-am văzut din nou. Da, mie tot. Super tare omul ăsta. Este mega tare. Mamă, cum era să-i lovească pe oamenii ăștia. Deci nu pot să cred cât de mult trafic este pentru un oraș atât de mic. 600.000 de locuitori, 700.000 aproape de locuitori. Biciclete sunt foarte puține, motociclete extrem de puține. Și scutere am văzut unul singur astăzi. Se vede că infrastructura lipsește cu desăvârșire, mă refer pentru pietoni sau chestii genul ăsta, nici vorbă de așa ceva. Și v-am zis, e un oraș foarte aglomerat. Semnul stop. Nu știu dacă am curaj să opresc la acest semn. Ceva îmi spune că nu e bine să opresc la acest semn. Că vine aia din spate. Cam rău. Aici fiecare cum poate. Sau India 2.0. Vine trenul, Georgiana. Să nu care cumva să vină trenul. Aoleu, Doamne, vine trenul. Da, țeapă, nu vine niciun tren. Nu mai merge trenul pe aici de mai bine de 5 ani. Piața la care tocmai am fost ne-a deschis un apetit foarte mare pentru vechituri și pentru shopping din ăsta de chestii interesante la care nu s-ar uita nimeni și mergem la un târg de vechituri să vedem cum este. Să vedem dacă e deschis în primul rând pentru că e deja ora 2:30 după amiază și sunt sigur că nu mai e nimeni aici, dar niciodată să nu spui niciodată. Iată câine. Din păcate, așa cum bănuiam deja, am ajuns prea târziu pentru că majoritatea sunt închise. Dar avem cărți, dacă te-a pus să citești în rusă, Georgica, trebuie să înveți alfabetul chiliric. O imagine cu tine când erai tânără. Vrei să vezi? 83. Uite cum arătai în 83. Iar aici... Hai să mergem mai în depărtare. Este... Nu cred așa ceva. Este o locomotivă cu aburi, printre cele mai rapide. Și este... Uite aici. Mallard. Da. Super tare locomotiva asta. Este absolut incredibil. Ghici cine și-a? O machetă de locomotivă. Cel mai tare lucru care mă întorc din Moldova, și anume o machetă a unei locomotive cu aburi, printre ultimele. Foarte, foarte rapidă această locomotivă. Ea și împreună cu The Flying Scotsman, din câte știu eu, sunt printre cele mai rapide locomotive cu aburi din lume. Totodată sunt impresionat de faptul că sunt atât de puțini oameni. Totuși... Și tu spuneai că Moldova nu are... trenuri. Păi nu am spus că nu are trenuri, dar... Să nu mai crezi tot ce citești pe internet. Nu, dar așa scria că nu are o infrastructură feroviară dezvoltată. Ceea ce trebuie să recunosc, arată teribil zona asta. Adică nu știu dacă ca turist aș vrea să vin aici să merg cu trenul. Și nu este deloc neobișnuit ca aici în Chișinău să vezi oameni care vin cu mașina sau cu
nu știu, un cărucior sau ceva, pun o pătură pe jos și încep să vândă, nu știu, banam, haine sau orice, nu știu, încărcătoare de telefon, orice alte lucruri, unelte, chestii de genul. Lucruri care se întâmpla în România în anilor 90, erau cu o priveliște foarte comună. Asta e râul Gange, uite cum arată. Îți dau 15 lei să faci o baie în Gange. 15 lei moldovenești. 10 lei, uite, hai, 10 lei moldovenești ca să faci o baie în Gange. Vrei? Îi facem jumătate și sărim amândoi. Unii oameni dau mulți bani să se ducă, nu știu unde, în Thailanda, pe unde trece trenul, ai văzut prin piață? Iată, în Moldova poți să faci asta fără probleme. Aici ai piață, doar că nu trece trenul, din păcate, dar e mai puțin relevant. Dar pe aici nu mai trece trenul, nu? Trenul nu. Nu mai trece, nu? Ai bilet? Nu, n-am bilet, nu. Eu întrebam dacă mai trece trenul, că eu zic că mai încolo nu avem ce să vedem decât câini. Probabil că chinezii sunt cei mai bucuroși aici. Câinii nu mai sunt. Fac un proțap de zile mari aici. Eu zic să închidem aici și să mergem să testăm capabilitățile culinare ale Chișinăului. Și anume vom vizita un restaurant foarte important. Ce loc mai bun poți să ai în momentul în care vii într-un oraș pe care nu l-ai mai vizitat, nu-i așa, Georgiana? Să încerci bucătăria locală, the local cuisine of Moldavia. Unde vii? La McDonald's. La McDonald's. Bună dimineața din Chișinău! Suntem aici de 3 zile. Ne-a plăcut enorm. Bineînțeles că sunt și neajunsuri, câinii. Câinii sunt foarte mulți. Multe gropi și, așa cum spuneam, un oraș destul de poluat. Dar, per total, mie mi-a plăcut foarte mult Chișinău și Georgiana, de altfel. Clar, dacă vreți să vizitați Moldova și vreți să stați liniștiți, cel mai simplu este să nu veniți în Chișinău, pentru că Chișinăul este un oraș agitat, unde, așa cum v-am spus, majoritatea populației Moldovei este concentrată aici. De aici urmează să mergem spre Tiraspol. 80 de kilometri ne așteaptă către Transnistria, această țară nerecunoscută de nimeni, dar care se află în interiorul Moldovei. Și în această țară, mamă, ce e aici? Wow! Sputnik! Lada Sputnik! 1300. Mergem către Tiraspol. Mi-am dorit foarte mult să ajung acolo, doar că nu știu dacă o să putem intra. Pentru că, din ce am înțeles, la graniță e mai dificil, dar merită să încercăm. Sunt doar 80 de kilometri până acolo, așa că nu avem mare lucru de pierdut. Așa erau drumurile în România anilor 90. Mi-aduc aminte când mergeam cu ai mei la mare, cu Dacia, exact același drum era. Stilul ăsta de asfalt pus pe deasupra la niște beton, plăci din astea și gropile aferente. Chiar și când mergeai cu 70, 60, 70, tot aveai impresia că se desmembrează mașina sub tine. Serviciu Vamal, Republicii Moldova. Post Vamal. Ce anume? La Tiraspol sau la Odessa? La Tiraspol. La revedere, zi bună. Dă-te, măi, câine, mă. По-русски разговариваете? Русский язык. Русский, на. Английский? Окей. Паспорт контрол. This is charging cables. We bought something from Moldova, like flashlight. 30 de minute mai târziu la graniță. Avem o mașină posedată.
cu numărul fiarei și oficial am intrat în Transnistria și mergem către Tiraspol. Mai avem 18 km până acolo sau 20 km, ceva de genul. Să sperăm că am scăpat de drumul rău, deși nu cred că asta se va întâmpla prea curând. Ne-au verificat peste tot, în genți, în haine, în peste tot. Și bineînțeles, ne-a verificat, fiecăruia ne-a verificat pașaportul și trebuie să plătim o vinietă, chiar și pentru motocicletă. A fost vreo 100 de lei moldovenești. Ce s-a întâmplat? Oh, Doamne! Ești ok? E bine că n-a căzut camera, măcar atât. Și bateria ți-am dat-o? Nu știu de ce, am crezut că drumul ăsta o să fie mai bun, dar de fapt e mai rău. Da, pe lângă faptul că plătesc vinietă pentru motocicletă, drumul este mai rău ca în ca în Moldova. Semafoare în Tiraspol arată super mega interesant. Sunt ultra slim. Deci e un panou cu LED, pur și simplu, de culoare roșie. Și cam așa. Într-un stâlp care stă să cadă, dacă mă întrebați pe mine. Pur și simplu stilul este unul cât se poate de sovietic. Că pentru cei care au prins vremurile mele. A căzut la 70 de km pe oră această cameră și aici suntem în habar n-am unde, suntem că nu avem internet. Deci suntem în Gom sau ăla e G sau D Domsvetov sau ceva. Nu știu ce este aici. Ce mi se pare mie ciudat aici în Tiraspol? Este foarte liniște. Și acolo în dreapta mea, fix în fața ta, dacă observi, sunt trei indivizi. Uite, individul ăla cu geacă. Când ne-am oprit noi, individul ăla cu geacă a venit și s-a uitat ce făceam noi aici. Și se uita la camera ta. Dacă Chișinăul avea 690.000 de locuitori, ei bine, toată Transnistria nu are atât de mulți locuitori. Are undeva 450.000 de locuitori. Se simte foarte curat și foarte bine aranjat, dar pe de altă parte sunt foarte multe mașini vechi și da, influența comunistă se simte și sunt steaguri ruse peste tot. Dacă te uiți peste tot în jur, sunt, și bineînțeles, limba vorbită este rusă. High-tech. High-tech. Da. În alfabet chiliric și bineînțeles cu litere latine. Ce nu am văzut este vreun magazin de brand. Deci asta lipsește cu desăvârșire. Nu am văzut, eu știu, firme bine cunoscute sau chestii de genul. Am impresia că viața este mult mai lentă aici în Tiraspol. Pare că s-a oprit timpul. Pe de altă parte, contrastul între mașini scumpe și mașinii ca cea de la semafor, uite Lada aceea, din nou e foarte ciudat. O altă statuie a lui Lenin. Sunt statuile lui Lenin prezente peste tot aici. Hello. Ai vinieta? We have here the vignette for the motorcycle. They gave it to us at the border. Путешествуйте. Ce anume? Călătoriți? Da. Cum o place? Da, am văzut Tiraspol și acum mergem la Kabul, în Moldova.
Na, ca european ești, de fapt nu ești obișnuit cu controlele de genul ăsta. Așa că e un pic ciudat să te oprească un tip cu Kalashnikov la piept, să te întrebe încotro mergi, de ce și unde sunt actele. Mulțumesc! Spasiva vam balșoi! Gata! Și acum spre granița Transnistriei cu Moldova. Alt punct militar. Încetinim la intersecție. Nu de alta, dar am văzut prea multe compilații Russian car crashes. Așa că suflu și în iaurt. Stau cu frica în sân. În țâțe. Merg ăștia cu 150 în localitate. Punct Vamal, ultimul de altfel. Și de acum oficial suntem în Moldova. Adică cel puțin înțelegem și noi limba. Din Tiraspol mergem mai departe către Cahul, la mai bine de 200 de kilometri. Peste tot, pe stânga și pe dreapta, pe lângă gropile astea, sunt o grămadă de podgori. Pentru că Moldova este foarte cunoscută, sau cel puțin este foarte dezvoltată pe partea asta de cultivat viță de vie și, bineînțeles, făcut sticle de vin. Iată alte podgori, vinării, bineînțeles. Din câte știu, Moldova are peste 2 milioane de sticle de vin în vinării. Și cea mai scumpă, sau printre cele mai scumpe sticle, sunt între 400 și 800 de euro. Nu știu cât de adevărat încă o dată este lucrul ăsta, dar este un lucru interesant despre Moldova. O țară care mie îmi place foarte mult, e o țară a contrastelor, e o țară ciudată, dar asta e și frumusețea pe care o are. Încă o dată, ești pe altă planetă, ești pe planeta Moldova. O să încep să cânti ca mine. De atâta mă mândresc. De atâta mă mândresc. Acesta este R26. Drum care până acum 20 de metri era asfaltat. În spatele nostru s-a terminat asfaltul. Și a început așa. Vai ce e aici. Vai de mine. Dar printre altele, deși motocicleta asta nu este făcută pentru mers off-road, sau măcar drum din ăsta așa mai, totuși se comportă excelent. N-am niciun, nu știu, sentiment ciudat în ghidon. Google Maps e... stai că știu o scurtătură, ia-o pe aici. Deci drumul ăsta este în valuri. Pur și simplu am impresia că merg pe mare. Sunt giză și pot să merg pe apă. Și încă o dată, pentru cei care se plâng de drumurile din România, arătați-le imaginile astea. Spune, uite bă, a fost un prost cu motocicleta în Moldova. Dinspre Chișinău spre Cahul. Să te ții acolo, tata. Drum adevărat de care poți să te plângi. Partea bună e că nu se plătește vinietă în Moldova pentru drumuri. Mă rog, cel puțin pentru motocicletă. Sunt sigur că mașinile plătesc vinietă. Dar dacă mă întrebați pe mine, dacă eu aș plăti vinietă în Moldova și aș merge cu mașina, m-aș simți insultat. Cred că atunci când mori pe motocicletă,
Nu se face o lumină albă dintr-o dată, ci pur și simplu ai peisajul ăsta în față așa. Un drum care duce spre în sus, nori și soarele din față, sau mă rog, lumina. Și te întâlnești cu Jesus, care e și el motociclist, și spune: ce făcuși, mă, băiatule, mă? Ai mers prea repede, măi. Uite, îngerul n-a putut să țină pasul cu tine și ai venit la mine. Lăsând la o parte glumele mele proaste, atunci când drumurile din Moldova sunt cum trebuie, sunt drepte și pline de dealuri. Pentru că Moldova este plină de dealuri. Și dacă îți plac dealurile, e ce trebuie aici în Moldova. Dacă nu-ți plac dealurile, crede-mă că e ce trebuie aici în Moldova. Salut! Primul motociclist cu care mă văd în trafic. Am mai văzut motocicliști, dar în timp ce eram staționat pe dreapta. Salut! Te-am văzut mai devreme. Ne-ai salutat. Zic, te-am văzut mai devreme, ne-ai salutat. Hai, dă de accelerație. Să dai de accelerație. Mai tare. Motocicleta asta este super manevrabilă. Are foarte bună ciclistică și aderența pe viraje este excelentă datorită anvelopelor. Și accelerația este, nu e brutală, dar nu e nici o motocicletă care e statică, care nu se mișcă în momentul în care tragi de gaz. O motocicletă pe care chiar o conduci de plăcere. Și mai este sunetul motocicletei. Georgiana spune că sunetul frânelor, dar sunetul motocicletei este... Gata, eu zic să ne calmăm, ne-am distrat destul. Hai. Go, go, go. Arată mega drăgălaș. Și acum la deal. Mi-am găsit două fete de casă. Iată-le. Cu struguri în brațe, cu ochii albaștri, una cu ochii verzi și cealaltă cu ochii albaștri. Cam cât poartă la picior? Vreo 52, ceva de genul. Femei adevărate. Tu cât porți? 36. Ah, stai acolo liniștită. Ia să vedem. Ah. Sutienul Cluj-Napoca face țâțele ca roca. Și nicio pauză n-ar fi la fel de bună fără cărnaciori. Cărnaciori. Gustărichii. Gustărichii, cărnaciorii. Stai așa, ingrediente: carne de găină, sare de uz alimentar, piper negru măcinat, piper roșu măcinat, coriandru, zahăr tos de sfeclă. Fetelor, ce ziceți? Facem un cărnacior împreună? Ia uite. Ia să vedem, carne, cărnaciorul de găină. Ia. Pare mai degrabă... Opa! Ești gata să guști? Gust și eu. Sincer, am mâncat scânduri mai bune de atât. Are un aftertaste îngrozitor. Mega scârbos. Da, cărnăciori cu gust de găină. Așa cum spuneam, cheresteaua e de 10.000 de ori. Aș mânca mai degrabă o bucată de cherestea decât... Parcă mănânci sare cu șervețele umede, șosetă uscată și ceva, nu știu... Ceva grăsime de... Da. Slană din aia de pe jos, din gunoi. Sevă de... De gunoi. Și fără să trecem de vreo graniță, am intrat în Găgăuzia, zona în care trăiesc găgăuzii, și acești oameni vorbesc o limbă foarte specială, și spun specială pentru că este una dintre cele mai puțin vorbite limbi din lume, cu peste, de fapt cu sub 200.000 de vorbitori, atât cât sunt și locuitori aici în Găgăuzia. Așa că trebuie să ne bucurăm că suntem aici și, bineînțeles, să ne bucurăm că nu trecem de nicio graniță, ca în Transnistria.
Raionul Cahul, 26 de kilometri, bine ați venit, bine te-am regăsit, Raionul Cahul. Drumul ăsta este fenomenal, de prost, sar în sus din toate direcțiile, dar mă mulțumesc cu apusul și cu faptul că mai avem puțin și ajungem. Mâine mergem să vizităm orașul, abia aștept, sper să găsim un loc de cazare pentru că Booking nici nu a auzit de Cahul. După o noapte în Cahul, am dormit până la urmă la Hotel Park. Probabil că vă întrebați de ce se numește Hotel Park. Păi dintr-un motiv foarte simplu, este fix lângă parc. Acesta este orașul Cahul. Nu o să merg din nou să vi-l arăt, pentru că l-ați văzut cu siguranță deja pe video. Dar în stânga este parcul central, în dreapta este incubatorul de afaceri și bineînțeles veșnicele murale de pe pereți, undeva acolo. Iar aici este teatrul, văd că se joacă Macbeth. E un oraș foarte animat Cahul, contrar așteptărilor, deși e un oraș mic. Aici în Cahul, pe lângă faptul că atunci când am făcut pană, gazda de la hotel m-a ajutat foarte tare cu unelte, se pot repara. Totodată am avut parte de ajutorul din partea unui taximetrist, care era parcat undeva aici în stânga, într-un Logan MCV. Era parcat un taximetrist care m-a ajutat să ajung undeva în lângă Cahul să-mi iau o cameră de rezervă. Mă scuzați. Și venisem să-i mulțumesc cumva. De aici mergem spre Giurgiulești, spre graniță, avem 50 de kilometri. Stâlpii ăștia nici nu mai au fire. În stânga este o linie de tren care zace abandonată. Ce altceva? Fabrica asta la fel este cât se poate de abandonată. Mai toată industria Moldovei, din păcate, este la pământ. Foarte similară cu toate statele sovietice care aveau o economie centralizată și care, din păcate, acum, când a venit democrația peste ei și capitalismul, nu s-au mai descurcat. Dar eu, ăsta a fost și unul dintre motivele pentru care nu vreau să vorbesc despre politic. Habar n-am faptul că Rusia e mult mai tare și că, Doamne, ce aici era să cad în gură, la propriu. La propriu. Economia centralizată și despre faptul că n-am menționat politic absolut nimic. Păi, de ce n-am menționat politic nimic? Dintr-un motiv foarte simplu. Nu vreau să dau apă la moară. Oricum, ăsta nu este un, nu știu, un vlog în care îmi expun eu părerea politică, cum nu am să fac asta vreodată. Îmi place foarte mult cum sunt oamenii de aici. Sunt printre cei mai tari oameni cu care am luat legătură, nu doar anul ăsta, ci în viața mea în general. Sunt foarte relaxați, deși țara, vedeți că unele locuri arată nu foarte bine deloc, adică arată chiar rău. Dar ei în continuare au zâmbetul pe buze și în continuare sunt oameni care nu sunt răi, nu sunt rău intenționați. Sunt niște oameni cu care ai ce să vorbești și oameni care te ajută în orice moment. Și asta mi-a plăcut foarte mult la Moldova. Bună ziua! Sigur nu mă recunoașteți, dar eu am fost la dumneavoastră acum câteva luni. Georgiana nu știa că o să vin aici, dar mie îmi place foarte tare locul ăsta. M-a pus să mă uit după un restaurant și chestia asta n-am observat-o. Salut! Poți să mă înșel la motocicletă? E de cât e asta? De 150 de centimetri? A, nu mai pornește? Ia să vedem. Cum îl cheamă pe el? Alex, hai să te văd dacă poți. Dar de ce nu-l împingi? Hai că pornește, că a avut compresie. Ia stai. Dar trebuie să facă compresie ca să poți să pornești, că altfel dacă nu, nu pornește. Gata. Așa. Și accelerează puțin, trage de gaz. Așa, așa. Nu mor.
M-am dus să-mi iau și o cască. Pot să fac și o tură? Mersi mult! Gata. Mamă, cum faci roata față? Să nu moară motorul acum, că ar fi culmea culmilor. O să stau aici pe dreapta, vine o mașină din spate, vibrează oglinzile, nu se vede absolut nimic în oglinzi. Băi, motocicleta asta nu are putere sau ceva, dar are personalitate. Și motocicleta asta ai luat-o de nouă? 24.000. 24.000 de lei moldovenești? Roata față face puțin ciudat, nu știu. N-am isărit. Vrei să spun că am mers cu un singur din ăsta la furcă? Nu cred așa ceva. Am băgat mâna în gaură. Era, păi, da, depinde de gaură, da. Da, da, uite că m-am murdărit. E în spate. În spate e chiuveta. Stau, stau, stau. Gel de asta? Gel? Asta e gel? Asta e gel de farfurie. Dame, dar ce vezi? Gel de farfurie. N-am auzit în viața mea de așa ceva. Păi tu mă filmezi iar? Nu filmez. M-am plimbat cu motocicleta. Am filmat că m-am plimbat. Ai tras frică? Ai tras frică, da? Aveți grijă? Ne mai vedem când vin cu mașina. Salut. Zi frumoasă. Numai bine, să rămână și mulțumim mult pentru pepene. La revedere. Pa, puștiule. Salutare. Ia-ți la revedere de la super locul ăsta, Bar and Grill. Cel mai tare loc din Moldova, dacă vreți să vă simțiți bine, să vă simțiți ca acasă, departe de casă, veniți aici la Bar and Grill. Că este absolut genial locul ăsta. La câteva zeci de kilometri de Galați, la 30 de kilometri este. Și, așa cum spuneam, gazda este genială. Ne-au făcut să ne simțim super bine primiți, ne-au oferit pepene, ne-au oferit mâncare. Am mâncat super bine și am băut foarte bine suculete cu 140 de lei. Moldovenești, bineînțeles. Bine ați venit în Giurgiulești. Iată-ne. Să ne bucurăm, zic, de ultima localitate înainte de a ieși din țară. Salut! Ca multe vaci în Galați. Multe, multe vaci. Cam ciudat, mamă, ce este aici. Interesantă intrarea în Galați. Brăila cu salteaua pe tavanul la Logan. E clasic asta, e. N-ai cum. Da, mi-era dor de România, că aici m-am născut în țara asta, dar de peisajele astea nu mi-era deloc dor. Parcă în locul ăla era greu. Era complicat acel loc. Și ne-am întors în București. Mi-era dor de București. Foarte dor. Un lucru este cert, criptonita șoferului român este autostrada. La câtă prostie este, nu mă miră. Bine, hai să nu încheiem pe o notă negativă acest clip, că n-avem de ce. Iată exemplu. Și să vă spun că mi-a plăcut foarte mult în Moldova, să vă mulțumesc mult că vă uitați la mine și la acest clip. Tot normal, tot normal. În Moldova mi-a plăcut teribil. Promit că ne mai întoarcem. Fughinii, cum zice Georgiana, fughinii de tot. Printre altele, mergeți și vizitați Moldova, pentru că e o țară absolut spectaculoasă, la fel și oamenii care locuiesc acolo. O să vă placă foarte mult. Promit, promit, promit. Bine, rămâneți pe două roți, că e cel mai bine și cel mai tare. Vă mulțumesc și ne vedem în episodul următor. Salutare, pa, pa! Pa!
Mașina asta stă să cadă. O ține doar scociul ăla lipit de acolo. Salut! Deci tot ce ține mașina asta este acel scoci argintiu. Dacă îl dă la o parte să dărâmă mașina.